Întâlnire exploziv după decizia pentru Covesi, Iohannis, Fanfa cu Tericianu. Klaus Iohannis, președintele Senatului, Celin Popescu, Tericianu, vor ajunge Fanfa după refuzul președintelui de a o revoca pe Laura Codroa Covesi din funcție. Mai exact, Senatul României gestuie subliniere T, începând de marți, timp de 3 zile, primul summit parlamentar al formatului București subliniere B9. Evenimentul este organizat la inițiativa comună presubliniere dintelui Senatului, Celin Popescu Tericianu, subliniere-ia mare subliniere alului Senatului Republicii Polonez, Stanislaw Karczewski. Summitul se va bucura de prezența presubliniere dintelui Klaus Iohannis, co-inițiator al formatului București subliniere B9. În contextul evoluțiilor internaționale actuale, summitul parlamentar B9 reprezintă un element important al demersurilor de diplomație parlamentar, la nivel multilateral. Pilonul parlamentar B9 urmăre subliniere de facilitarea de poziții convergente, prin consolidarea rolului parlamentelor naționale, în problematica de securitate sublinierei apărare. Organizarea summitului parlamentar B9 transmite un mesaj unitar sublinierei coerent referitor la întrirea flancului estic al NATO, în pregătirea summitului NATO de la Bruxelles, în iulie 2018, se arată într-un comunicat. Protestatarul diez rezist luat pe sus de politii declar război statului, ce a dezvăluit bărbatul despre momentul înturii sale, video. Cu această ocazie, vor fi abordate, între altele, aspecte privind prezența viitoare a NATO, postura defensiv sublinierei de descurajare, responsabilități comune, combaterea terorismului, mobilitatea militară, percepțiile referitoare la amenințările cu care sunt confruntate țările participante, consolidarea legislativă în materie de apărare. Sesiunea inaugurală va avea loc, miercuri, în sala Constantin Stere. Sunt invitați să ia cuvântul co-inițiatorii pilonului parlamentar al formatului București subliniere B9, sublinierei oaspecii de onoare, după care vor urma două sesiuni de lucru. Vor fi prezente delegațiile parlamentelor statelor membre ale formatului București subliniere Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, România sublinierei Ungaria, precum sublinierei oaspeci de onoare, Gerard Larcher, presubliniere dintele Senatului Republicii Franceze, Paolo Alli, presubliniere dintele Adunării Parlamentare a NATO, David Hobbs, secretarul general al APNATO, generalul Curtis Caparrotti, SACEUR NATO, generalul Nicolae Ciuc, subliniere ful statului major al armatei. Vor participa, de asemenea, Matsa Relainen, director al Centrului European de Excelent pentru combaterea amenințărilor hibride, sublinierei Thomas Valasek, directorul Carnegie Europe, invitați să fac prezent la sesiunea de dezbateri.